Tuturor, bine ați venit la al doilea webinar Construim Împreună, noua serie de webinarii pe care Universitatea Politehnică din Timișoara, prin Centrul de e-learning, le organizează în colaborare cu IEEE România, Asociația IDEM Europa și Alianța Română a Universităților Tehnice. Sunt Diana Andone, directorul Centrului de e-learning și moderatorul acestui webinar de astăzi, în care mă bucur că putem să vorbim despre femeile în știință și în tehnică. Poate că pentru multă lume această terminologie de STEM este necunoscută, înseamnă știință, tehnologie, inginerie și matematică, o prescurtare, de fapt, din engleză. În 11 februarie, Națiunile Unite sărbătorează Ziua Internațională a Tinerelor și Femeilor în Știință, în STEM, de fapt, care fac o carieră sau educație în STEM, și este al doilea webinar pe care noi îl dedicăm acestui eveniment foarte important. Mă bucur să avem alături de noi, și am să le zic pe scurt numele, doamnele și domnișoarele prezente se vor prezenta puțin mai încolo. Ne bucurăm că avem participanți și că foarte mulți au înscriși și că putem să vedem despre absolut toate problemele care apar în carieră, în educație, atunci când ești o tânără și vrei să studiezi inginerie, IT sau bioinformatică sau ceva care sună de cele mai multe ori foarte diferit de către ceea ce este o înțelegere proastă a ceea ce femeile și fetele ar trebui să studieze. Am să încep cu doamna profesor Ana Maria Dumitrescu, care vine de la Universitatea Politehnică din București, dar care astăzi reprezintă IEEE Women in Engineering, secțiunea dedicată femeilor în inginerie a Asociației IEEE din România. Bună seara, Ana Maria! Bună seara! Îmi pare bine să ne auzim împreună și pe internet, nu doar în cadrul IEEE România. Într-adevăr, am pregătit o scurtă prezentare cu privire la IEEE România și rolul Women in Engineering. Vom vorbi imediat despre prezentare, imediat. Le introduc pe colegele noastre. Voi continua cu doamna profesor universitar Anca Drăghici, care este profesor în Universitatea Politehnică din Timișoara și un adevărat mentor de tinere și de tineri. A crescut o școală întreagă în jurul dânsei. Bună seara, Anca! Mulțumesc frumos de invitație, bună seara tuturor. Eu mă consider aici gazda alături de tine. Așa și este. Așa succes și este. Doamnelor și domnișoarelor. Așa și este. Și voi continua cu conferențiar doctor inginer Loredana Mihaela Stanciu, care este prodecan la Facultatea de Automatică și Calculatoare din Universitatea Politehnică din Timișoara și un foarte activă persoană, mai ales în introducerea ingineriei și IT-ului pentru tinerii din liceu. Bună seara, Loredana! Bună seara, mulțumesc pentru invitație, mă bucur că sunt aici. Mi-ai făcut așa o prezentare că mi-e și frică după aia să mai și vorbesc. Și ne bucurăm să avem oameni și din industrie alături de noi și mă bucur să avem alături de noi pe doamna inginer Alina Răcățăian de la Iazaki, România. Bună seara! Mă numesc Alina Răcătăian și sunt inginer în industria automotive de 12 ani, 14 ani de fapt. Mulțumesc pentru invitație și face plăcere să fiu aici. Cu drag. Și o altă inginer, dar care vorbește acum din două perspective, și ca inginer, dar și ca student, Anca Ioana Berăbuț, care este studentă la master în Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, specializarea de electronică biomedicală, dar este și angajată, deci fiindcă este deja inginer. Bună seara, Anca! Bună seara, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și mă simt onorată să fiu aici cu dumneavoastră. Și acum cea mai tânără componentă a grupului nostru, Diana Poenaru, care este elevă în clasa 12-a la Liceul Teoretic Grigore Moisil din Timișoara, dar în special este o activă participantă a Biocoder Dojo din Timișoara. Bună seara, Diana! Bună seara, mulțumesc foarte mult pentru invitație și mă simt onorată să particip pentru că momentan sunt doar o vizitatoare
încă nu am ajuns la facultate și sper să ajung să realizez câte ori ți-a anumite invitate de aici. Momentan este doar un vis pentru mine. Noi suntem sigure că vei reuși acest lucru. Cine am visat de mult? Să știți că nu a fost un făcut, nu am ales acest lucru, suntem două Diane și două Anca aici de față, deci este, va fi foarte interesant această discuție și nu a fost cu intenție. Pentru început am să-i dau cuvântul doamnei profesor Ana Maria Dumitrescu, care va vorbi în special despre ce înseamnă activitățile IEEE Women Engineering în România. Vă rog! Bună seara din nou! O secundă cât să fac share la prezentare și în modul prezentare. Așa, sper că acum se vede. Este perfect. Super, mulțumesc pentru confirmare. După cum foarte frumos m-a introdus și pe mine gazda noastră, sunt conferențier la Facultatea de Inginerie Electrică, reprezint în acest moment IEEE România. În stagiul meu ca Student Activities Representative și membru al Women in Engineering. Mi încep prezentarea cu un foarte scurt istoric al IEEE România, care a fost fondată în iulie 1990, în principal de profesori și cercetători din București. În 2015 au fost sărbătoriți 25 de ani de activitate, între timp ne-am reorganizat, am listat aici, nu o să-i citesc evident, câțiva dintre președinții istorici ai asociației, cu un accent pe doamna Svetlana Rău, după cum puteți observa, unica doamnă din această listă. Sperăm că nu pentru foarte mult timp unica. În ceea ce privește comitetul actual, din cei 23 de membri ai comitetului, ales în 2021, avem 5 direcții condruse de doamne și domnișoare, le-am zis eu aici membrii Women in Engineering, nu știu dacă și membrii cotizanți, dar că n-am verificat, dar oricum membrii spirituali ai acestei societăți, fost grup de afinitate. De asemenea, avem 4 ceptere conduse de ceva timp de doamne și domnișoare. Și aici o poză de la una din întâlnirile noastre ale comitetului la București. Mi-am permis să fac un screenshot la site-ul Women in Engineering cu ceea ce reprezintă acesta. După cum spuneam, Women in Engineering a început în cadrul IEEE ca un grup de afinitate și s-a transformat într-o societate în sine, pentru că cu drepturi și obligații, printre obligații inclusiv plata unei taxe de membru, pentru că interesul a fost atât de mare, în mod special în acele țări în care există nu doar percepută, există reală o problemă a egalității de șanse, încât s-a dorit și s-a implementat această schimbare. Dacă timpul îmi permite, o să revin un pic asupra acestei chestiuni în cazul nostru. Am listat în prezentare și dacă e nevoie le pot face publice, sunt două numere publice, câteva cifre cu privire la ceea ce se întâmplă în România. La un moment dat, statistica pe care am găsit-o eu, din aproximativ 560.000 de oameni de știință în România, 230.000 fete și femei cu vârste între 15 și 74 de ani. Spun fete și femei, așa se numește și întâlnirea noastră de astăzi, și având în vedere zona de vârste prezentată în statistica respectivă, mi se pare foarte potrivit. Din nefericire însă, în ciuda a ceea ce percepem noi, sau cel puțin ce percep eu la Universitatea Politehnică din București, Europa nu ne vede chiar atât de bine în ceea ce privește egalitatea de șanse, și ne aflăm pe un loc nu chiar fruntaș. Acest lucru se datorează în principal, în ceea ce am discutat noi pe la întâlnirile noastre, faptului că în zona rurală, în general, fetele sunt mai mult îndemnate spre așa numitele cariere soft, să facă, nu știu, învățătoare sau profesoare de liceu sau contabile, să lucreze la birou, nu neapărat să fie trimise pe șantier. Paradoxal, însă, am întâlnit de-a lungul timpului, în cadrul proiectelor de cercetare și în cadrul activității academice, foarte multe femei coordonatoare a acestor activități. Nu neapărat ca efort, echipele, într-adevăr,
formate mai degrabă din colegii noștri băieți, însă foarte multe femei în poziții de management, de conducere, provenite din STEM sau nu. Tot așa, câteva statistici cu numărul de absolvente al ciclului 3 de studiu, doctorat, care la nivel mondial și în România de altfel, mult mai mic procentual față de cel al absolventelor ciclului 1 și 2 de studii universitare, adică licență sau masterat. Personal nu am identificat încă o cauză a acestui fenomen, însă e un fenomen care se simte, cel puțin noi la București îl simțim. Și în cadrul asociației, la nivelul IEEE România, se poate vedea, ne păstrăm undeva în zona sectorului electric-energetic, care e de fapt și de drept, cel puțin a fost la început, scopul acestui IEEE al Asociației Inginerilor din zona electrică, undeva la 20-20 și ceva la sută și ca membri. Și că am tot menționat universitatea noastră, ce obțin la noi în facultate, cam pe aici suntem și cu studentele. Poate ceva mai mult la doctorat în ultimii ani. Da? Mulțumesc. Sper că nu m-am lungit prea mult. Nu, este foarte bine și mă mulțumesc foarte mult pentru prezentare și pentru această introducere în ceea ce înseamnă Women in Gen. Această asociație IEEE organizează foarte multe evenimente. Un eveniment major dedicat femeilor este conferința liderilor, la care de multe ori multe dintre partenerele și membrele IEEE din România au participat. Ce înseamnă de fapt să fii lider din punctul de vedere al IEEE Women in Engineering? În ceea ce privește IEEE în general și în mod special în Women in Engineering, se pune accent pe voluntariat. Este foarte mult voluntariat, foarte multă activitate care nu este remunerată, foarte multă activitate în plus, sâmbete, duminici, vacanțe, activități la conferințe în plus față de participare efectiv la lucrările conferințelor, în loc să mergem să ne plimbăm prin oraș și să facem poze la muzeu, organizăm întâlniri și schimbăm impresii. Însă, întotdeauna cu un sentiment foarte plăcut de a găsi, nu știu, poate nu e cuvântul potrivit la o întâlnire despre STEM, spirite asemănătoare, oameni care gândesc la fel și de ce nu am avut la astfel de întâlniri autoinvitați și domni, care au zis că împărtășesc gândurile noastre. Așa este, de exemplu, în conferința ICAL, dar și în Educon organizăm de fiecare dată un panel dedicat așa o discuție dedicată femeilor în inginer. Întotdeauna avem moderatorul bărbat și noi suntem doamne care prezentăm. Anul trecut a fost Radu Ticiu moderator la acest webinar. Anul acesta a zis să mi-asum răspunderea și să mai prezint. Eu am prezentat și anul trecut, așa că am schimbat rolurile în acest an. Și cred că ceea pentru mine cel mai important întotdeauna este mentoratul. Faptul că sunt atât de multe tinere și nu numai tinere, care sunt mentore. Aici pot să o numesc aici și pe doamna Elena Helerea de la Universitatea Transilvania din Brașov și care conduce, de fapt, secțiunea Women in Engineering și care e mentor pentru multe dintre noi și care ne oferă un exemplu despre ce multe s-ar putea face împreună cu IEEE dacă am avea timp de multe ori, că aceasta ne lipsește. Mulțumesc foarte mult, Ana Maria. Am să te rog acum să te prezinți pe scurt. Pot să spun că Ana Maria este profesor la Politehnica din București și că are foarte multe lucrări, peste 80 de lucrări și peste 25 de contracte de cercetare. Deci, cu siguranță, o carieră impresionantă. Ana Maria, te rog. Mulțumesc. Dacă pot face share din nou. Am pregătit mai degrabă o impropriu spus prezentare, respectiv mai degrabă niște poze, câteva date bibliografice, să spunem, cu ce mă ocup în acest moment și când mi-am obținut titlul de doctor și câteva poze. Pe baza pozelor, o urmă de prezentare a ceea ce am făcut până acum. Din acele 25 de contracte menționate de gazda noastră, în cadrul a două dintre ele am fost coordonator a echipei UPB, un proiect Orizontul 2020 și un proiect ERANET cu țările din America Latină,
coordonat de o doamnă din Letonia, o doamnă cercetător, și am participat la foarte, foarte multe evenimente și conferințe cu tot ce înseamnă efortul de a face acest lucru. A fost întotdeauna o plăcere să întâlnesc cu oameni, să întâlnesc doamne venite cu copii, cu părinți la conferințe când a fost cazul, familii care s-au întâlnit în cadrul unor asemenea evenimente. Tot așa, în câteva date bibliografice, am terminat facultatea aici, se numea la momentul respectiv Facultatea de Electrotehnică. În anul 2003 am urmat apoi studii de master și doctorat. Am rămas într-o catedră eminamente masculină ani de zile, generații întregi, la Catedra de Mașini, Materiale și Acționări Electrice, unde acum trebuie să recunosc că ne apropiem de un 30-40% doamne. Altceva mai mult, nu știu ce pot să spun despre mine, fără să mă lungesc prea mult. Mulțumesc foarte mult, Ana Maria. Am o întrebare, uite, și voi ține în continuare, să zicem, scuze, această imagine cu atât de tineri și mai puțin tineri, să zicem, personaje care sunt. Ce te-a determinat pe tine să urmezi această carieră în STEM, care, uite, ți-a adus atât de mulți colegi? Gândindu-mă la momentul la care am acceptat funcția administrativă în toamnă, gândindu-mă în urmă, întotdeauna am știut că îmi place matematica, că mă pricep, vorba vine, însă, într-adevăr, mai degrabă m-am gândit foarte mult timp, apropo de carierele soft, în a deveni, nu știu, profesor de matematică. Nu mi-am închipuit niciodată, copil și adolescent fiind, că voi deveni inginer. Mi-a deschis cineva însă acest drum, mi-a spus că mi s-ar potrivi mai bine un profesor de matematică, chiar de la Facultatea de Matematică, și în momentul în care am venit să cumpăr o culegere la Politehnică pentru admitere, am ajuns la această facultate și m-am îndrăgostit de ea. Și aici sunt 20 și mai mulți de ani după. Deci acesta a fost momentul wow, întâlnirea cu profesor. Pentru mine momentul wow a fost când am ajuns în fața facultății, pe acele trepte unde eram cu robe. Robele sunt de la întâlnirea de 10 ani. Și nu știu, a fost un sentiment. Din nou pare paradoxal pentru STEM, dar a fost un sentiment. Și că am ajuns acasă și că ăsta e locul meu. Sentimentul acesta l-am avut de multe dintre noi, că acolo aparținem, și ăsta e sentimentul care trebuie să-l avem și pe care îl încurajăm. Mulțumesc foarte mult, Ana Maria! Vom continua discuția, să nu credeți că nu mai discutăm cu toții și cu toatele. Acum vreau să o introduc și să o prezint pe doamna profesor Anca Drăghici, care mi-a place foarte mult, căci pe lângă faptul că este, cum a spus, un mentor, are un parcurs interesant absolvit și Universitatea Transilvania din Brașov și Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, și lucrează în Politehnica din Timișoara de, cred că, peste 20 de ani, Anca, dacă bine țin eu minte, și este o personalitate cu foarte multe, peste 100 și ceva de lucrări științifice și foarte multe proiecte. Noi lucrăm împreună în multe proiecte de cercetare și, Anca, te rog să te prezinți pe scurt. Mulțumesc foarte, foarte mult de invitație. Cred că este prima dată când am o prezentare despre mine în fața unui public așa de larg, deși o să vedeți că în traseul meu Women's in Engineering, deci în zona asta, a trebuit să vorbesc public în multe ocazii. Da, am intitulat intervenția mea O călătorie fantastică în STEM. Nu mi-am propus să epuizez subiectele pentru că sper să mă mai invitați. Niște poze predate recentă și eu cu amintiri, pentru că este o călătorie. Am pus o mașinuță pe care am testat-o în septembrie 2021 pe pandemie în Slovenia și, doamnelor, pentru că m-am întâlnit cu dumneavoastră în după-amiaza aceasta, vă ofer un mare buchet de flori. O poză dragă mie cu doctoranzii și cu domnul decan de la facultatea unde activez, Facultatea de Management în Producție și Transporturi,
la o școală de vară, bineînțeles, unde nu prea am avut timp să ne distrăm, că a trebuit să fim mentor și să asistăm tinerii și ne-am bucurat că au fost cam jumătate doamne, domnișoare și, și între traineri, vedeți, și și între studente. Da? Traseul meu și ce m-a inspirat ca să devin o activistă și o practicantă în zona să adopt o carieră în STEM a fost inspirația din familie. Deci vin de la Brașov, acolo m-am născut, mama mea a fost inginer TCM, tatăl meu inginer de autovehicule rutiere, prietena mea cea mai bună este chimistă, sora mea este ingineră textilistă, deci am crescut, m-am hrănit în această zonă STEM. Apoi am avut o altă doză de inspirație, o altă doză, așa medical vorbind, metaforic vorbind, din zona de educație. Foarte multă inspirație mi-a oferit doamna învățătoare. Era la un moment dat un concurs, dacă vă mai aduceți aminte numele, da, eu știu și mi-aduc aminte foarte bine. Doamna profesor de matematică, de fizică, de chimie, da, au fost niște doamne domnișoare chiar de excepție pe, cu care m-am întâlnit în traseul meu educațional. Sunt absolventă a liceului Andrei Șaguna din Brașov, liceu care a dat țării ăsteia cei mai mulți academicieni și actualmente președintele Academiei Române este absolvent de Andrei Șaguna. Sunt absolventă de Transilvania Brașov. Meseria mea este inginer de mașini unelte. Am terminat în 1989, era la modă, era proiectare. Asta am vrut să fac, proiectare și nu tehnologie neapărat. Și apoi, după Revoluție, am zis că dezvoltând foarte mult zona asta de inginerie și management, trebuie să fiu mai puțin vulnerabilă și să-mi completez studiile și astfel am urmat un traseu de educațional la Babeș-Bolyai în domeniul managementul firmei. Da, cariera mea se desparte între două mari iubiri, ca să spun așa, Universitatea Transilvania Brașov, în care tot așa cam cred vreo 20 de ani, dacă consider și perioada de studenție, bineînțeles, și Politehnica Timișoara, care cred că la anul o să împlinesc și eu 20 de ani de Politehnică. Nu regret un moment, m-a valorizat, mi-a dat ocazia să mă întâlnesc, să am niște întâlniri extraordinare cu niște oameni care au crezut în mine, indiferent dacă au fost bărbați sau femei. Am găsit aici un mediu extrem de competitiv, dar și suportiv, adică un moment am simțit că sufăr de ceva excluziuni sau din contră. Toată lumea s-a bucurat că mai este cineva care vibrează și gândește a la poli, ca să spun așa. Experiența, ca și colega mea dinainte, este pendulară între diferite activități, între partea de educație, deci sunt trainer și profesor, dar mai cu seamă consider că este foarte important să inspiri. Să inspiri doamne, domnișoare, studenți de toate felurile, de la licență, master, doctorat, să-și iubească meseria. Este, dacă faci o pasiune din meseria ta, ești salvat pe toată viața. Restul vine de la sine și mai presus de orice îi îndemn la absolvire, mai ales acum este examenul vieții, să dea Dumnezeu să faci bani cu ce ai învățat. Deci partea antreprenorială, așa în subsidiar, este suflată. Sunt speaker invitat, scriu destul de mult, îmi place să scriu, păcat că n-am timp să scriu poezii și lucruri de astea beletristică. Călătoresc destul de mult când este cazul, am suferit pe pandemie, dar am învățat să vorbesc online. Prima dată când am ținut o conferință online, am zis o să fie ceva extraordinar și cu asta basta, s-a încheiat. Era prin anii 1998-2000, așa ceva. Și uite că de 2 ani suntem online. Cam atât aș fi vrut să spun, pe lângă partea de școală și de research, adică de cercetare cu care mă ocup, eu predau management pentru ingineri, managementul cunoașterii, investiții, management de proiecte, de investiții, de dezvoltare locală.
Pe lângă partea asta, mă ocup de vreo 2-3 ani de o asociație, deci am început să simt nevoia să mă manifest în comunitate ca reprezentantă, deci formată în zona de poli. Și asociația se numește Ergo Work. Puteți să căutați pe net, o să vedeți niște lucruri, niște proiecte destul de interesante. Suntem la început, deci 2-3 ani e puțin pentru asociație, dar spun că încă am putut inspira pe foarte multă lume. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Anca! Aceeași întrebare. Ai spus ce te-a determinat să urmezi carieră în STEM, familia, prietenii, tot. Dar care a fost momentul în care ai spus, aici e locul meu? Deci mama e de vină. La mine mama a fost de vină, cărțile au fost în casă. Deci când a fost să decid ca să devin ingineră, s-a făcut consiliu de familie, bineînțeles, ca să pot să-mi aleg o specializare adecvată, adică să fie mai feminină, dacă se poate, într-o lume a bărbaților. Având note foarte mari și rezultate remarcabile la învățătură și crescând cu manualul inginerului în casă, uite, deci doamnele inginere și domnii sigur știu ce înseamnă asta, cartea de căpătâi, am fost extrem de uimită de ce se întâmplă în hüte și ce fabuloasă este informația. Și atunci am ales. Vă spun sincer că aș fi vrut inițial să fac fizică la București, fizică nucleară, eram înnebunită, fapt pentru care în primii ani de facultate am fost la concursul Traian Lalescu, competiția de fizică, și am adus universității întâi o mențiune și formă un premiu. Ceea ce se întâmpla, nu s-a mai întâmplat de foarte mult timp și astfel am devenit un fel de VIP în domeniu. Deci au fost niște întâlniri, profesoara de fizică m-a inspirat, într-adevăr, și la facultate și la liceu am avut parte de un anturaj extraordinar de bun, dar mama a fost motorul gândurilor mele. Mulțumesc! Mulțumim mamelor și mulțumesc și eu mamei mele, care e inginer proiectant, adică a lucrat în proiectare și a fost între motive și pentru mine la fel. Așa că mamele noastre și toate mamele au un rol important în carierele noastre. Mulțumesc! Ne mutăm la cealaltă Anca, Anca Ioana de data aceasta, Anca Ioana Bărăbuț, care este absolventă a Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, șefă de promoție, de fapt. Acum este studentă la master în electronică biomedicală în aceeași facultate și a început așa o carieră foarte bună. Vă voi face așa un mic anunț pe care o să-l fac și mai spre final. Săptămâna viitoare, în 23 februarie, vom avea un webinar dedicat blockchain în educație. Și diploma de, să zicem, de absolvire de inginer a lui Anca Bărăbuț va fi prima diplomă eliberată în blockchain de către România, un sistem blockchain și recunoscută la nivel european. Așa că Anca este o inovație și din acest punct de vedere. Anca, câteva cuvinte despre tine, te rog. Sigur, vă mulțumesc foarte mult pentru introducerea făcută din nou. E foarte copleșitoare, să spun așa. Eu sunt încă la început de drum. Deci, prezentarea mea o să fie ca pentru un început. Am ținut neapărat să menționez numele profesorilor mei, atât din gimnaziu cât și din liceu, pe acest slide, pentru că ei sunt cei care au clădit în mine pasiunea pentru domeniul respectiv, pentru acest domeniu, pentru STEM. Eu sunt absolventă al Colegiului Național Moise Nicoara Arad, o altă mândrie a mea. Când am ajuns în acest liceu, în timpul orelor stăteam și mă uitam și mă gândeam, nu pot să cred că sunt aici, sunt atât de fericită, acesta este locul meu. Și ulterior am aplicat la Poli, la Universitatea Politehnică Timișoara, unde din nou mi-am găsit locul. Aici aș vrea să rămân și pe viitor. Eu am absolvit specializarea de sisteme de tehnologii și sisteme de telecomunicații în limba engleză și, cum a spus și doamna Andone, sunt masterand la specializarea electronică biomedicală și, de asemenea, sunt și angajată de aproape un an la Flextronics pe postul de Hardware Development Engineer, tot în acest domeniu, tot pe R&D Medical.
cam atât ar fi de spus despre mine. Sincer, cum am spus, este un început și de aici vreau să clădesc cât mai multe. Mulțumim foarte mult, Anca. Nu este un început, este o carieră care a început într-adevăr, dar care își construiește cu succes. Noi ne regăsim multe dintre noi poveștile tale, multe dintre cele care suntem, să zicem așa, mai senioare, ca să nu zicem mai în vârstă. Anca, care a fost momentul în care tu ai știut că această carieră în inginerie electronică este locul tău, faci mai ales biomedical, care e un domeniu destul de hard. Știu că îți dorești să urmești doctorat în acest domeniu. Da, da, chiar asta aș vrea să fac. Încă de la început am știut că acesta este locul meu, că vreau să lucrez în domeniul STEM, pentru că mi-a plăcut foarte mult matematica și fizica. Și nu neapărat la modul abstract, să spun așa, doar matematică și fizică pură, ci aplicată. Și partea de electronică biomedicală, partea de medical, mi se pare foarte atractivă și foarte, nu știu, mi se pare că schimbă lumea, să spun așa. Da, într-adevăr, și chiar o să mai discutăm un piculeț despre ce înseamnă electronica biomedicală, mai ales când vom vorbi și despre Coder Dojo și despre BioCoder Dojo, ca să putem să ne dăm seama. Voi merge mai departe și o invit alături de mine în această fereastră virtuală, să zicem așa, pe doamna inginer Alina Răcătăian, care vine din partea companiei Yazaki România. Ea este absolventă tot de electronică și telecomunicații. A fost o întâmplare, din nou, ca și combinația cu numele nostru, și are o carieră, cum a spus și ea, de aproape 14 ani în automotive. Alina, te rog frumos să te introduci. Bună seara, da, așa este. Am terminat Universitatea Politehnică. Este o coincidență, văd că majoritatea am terminat universități politehnice aici. Am avut un parcurs destul de normal, aș zice eu, pentru o tânără studentă de politehnică. Am terminat Colegiul Național Frații Buzești Matematică Informatică în Craiova, cumva departe de familie, fiind 100 de kilometri diferență față de părinții mei, și am avut o ghidare foarte bună a doamnei profesoare de fizică în direcția de a urma politehnica, de a urma științele exacte. Cariera mea a debutat destul de vreme, aș zice, din timpul facultății. Am fost tehnician în Flextronics, apoi inginer electronist în Continental. Apoi am schimbat, să zic, firma și de atunci sunt în Yazaki, tot în automotive. Dar m-am dus un pas mai în spate din electronică și m-am concentrat pe partea de sistem și testare de sistem. Recent am schimbat din nou și m-am dus către partea de arhitectură de sistem, adică product, system engineering și system requirement. Pentru mine a fost cel mai... M-am ghidat după mersul natural al lucrurilor și am încercat să nu forțez niciodată și mi-am găsit locul. A fost cumva cea mai bună alegere pe care o puteam face în carieră. Așa este. Văd că ai foarte multe întrebări la care tu deja ne-ai oferit mici răspunsuri, ceea ce mă bucur că toată lumea poate să le vadă și le voi ține încă puțin pe ecran, urmând să te întreb și pe tine același lucru. Care a fost momentul în care ai știut că aceasta e cariera pe care ți-o dorești? Fiindcă și tu ai schimbat așa un pic, ca noi toate, am oscilat un pic. Da, am schimbat.
Momentul când mi-am dat seama că mă potrivesc a fost că mă potrivesc și că asta vreau să fac în continuare a fost în timp ce testam o mașină destul de la începutul carierei și mi-am dat seama că este ceva fantastic, că pot să-i ridic capota și că pur și simplu pot să diagnostichez niște erori din sistem și din vehicul fără ca un inginer adevărat. Atunci a fost așa, am fost foarte mândră de mine și de realizarea asta a venit ca o confirmare că da, ești bine unde ești, e ok. Da, așa este și mă bucur că a venit așa. Eu recunosc că în copilărie, așa în tinerețe, mă visam să mă fac astronaut sau pilot de Formula 1, spre disperarea părinților mei și al fratelui meu mai ales, care și el își dorea același lucru. Și așa că te înțeleg perfect și îmi place în continuare, specialist. Da, asta cu mașina. Da. Da, motoarele și pe mine mă fascinează. Mulțumesc foarte mult! Vreau să mergem puțin mai departe. O altă personalitate din domeniul, să zicem, tot academic, este doamna conferențiar Loredana Stanciu, care vine de la Facultatea de Automatică și Calculatoare din Universitatea Politehnică din Timișoara, este prodecan la această facultate și care are peste 80 de lucrări și dânsa, dar care a absolvit acum recent, de 2 ani de zile, și Universitatea de Vest, cu Facultatea de Sociologie și Psihologie. Deci, din nou, așa, toate încercăm să ne regăsim drumuri și pasiuni ascunse, uneori chiar și mai târziu în viață, nu neapărat la prima tinerețe. Loredana, trebuie să te prezint. Da, mulțumesc frumos. Oricum, eu cred că niciodată nu e prea târziu să faci ceea ce îți dorești în viață și tot timpul avem puterea asta de a ne reinventa și de a face ceea ce simțim la un anumit moment că este important pentru noi și ne reprezintă. Acum, Vovadis, ceea ce scrie acum pe ecran, nu este doar un titlu al unei cărți scrise de Sinchievici, pentru care a și primit premiul Nobel în 1907, ci cred că este întrebarea pe care ne-o punem cu toții, pentru că înseamnă unde mergi, pe care ne-o punem cu toții în momentul când facem o astfel de alegere care e deosebit de importantă. Încotro merg în carieră? Ce vreau să fac? Pentru mine personal, drumul în cariera mea a fost ca urcarea pe munte. Mie îmi place să fac drumeții, apropo de ceea ce ne place, hobby-uri, ce ne place să facem pe lângă cariera noastră. Și de ce spun acest lucru? Pentru că în momentul când stabilesc acest scop, că vreau să urc pe munte, mă pregătesc din toate punctele de vedere, pornesc la drum, sunt hotărâtă, sunt motivată, sunt odihnită și pe măsură ce încep să merg, încep să obosesc și apar tot felul de provocări și apar tot felul de obstacole, drumul din ce în ce mai greu și mai abrupt și atunci încep să apară momente din alea în care mă întreb, dar pentru ce fac asta? Da, chiar vreau să ajung acolo, dar e chiar atât de important pentru mine și atunci ce fac este să caut în mine, în interiorul meu și în afara mea, tot felul de resurse care să mă ajute să merg mai departe și când chiar ajung în vârf îmi dau seama că a meritat tot efortul și ceea ce vedeți pe ecran acum sunt eu victorioasă pe vârful Parângul Mare în 2016. Acum, cum am ajuns eu în legătură cu domeniul STEM? Am copilărit într-un mic orășel de munte la poalele Parângului, unde în nu știu cum, câteodată mă gândesc că a fost o minune, prin 1987 la Cercul de Informatică de la Palatul Pionierilor, cum se numea atunci, am primit niște TIMES-uri. Și TIMES-urile, care arătau cam așa cum vedeți, erau niște calculatoare românești făcute la Timișoara, începând cu 1986, și mie mi-a plăcut foarte mult, făceam jocuri acolo și ne jucam și făceam și mici programele și am avut acest vis să învăț să fac jocuri. Și cumva stelele s-au aliniat și am ajuns în Timișoara, am făcut liceu în Timișoara la o specializare de informatică, unde inițial am învățat pe astfel de calculatoare, după care am primit acest Pentium 1 care era deosebit de modern la vremea respectivă și care acum e așa o piesă de muzeu.
Pe lângă asta, profesoara mea de informatică din liceu m-a impresionat și m-a influențat foarte, foarte mult și cumva m-a îndemnat, dar nu neapărat voit, înspre Politehnică, pentru că absolvise automatică și calculatoare și eu mi-am dorit să fiu ca ea. Ca urmare, am dat admitere la Facultatea de Automatică și Calculatoare în 1996 și apropo de femei în acest domeniu STEM, în 96 erau 200 de locuri la admitere la AC și au intrat 190 de băieți și 10 fete. Anul trecut, în vară, am avut aproape 700 de locuri la admitere și proporția dintre băieți și fete este cam 50-50. Cumva am vrut să scot în evidență dezvoltarea aceasta uimitoare din domeniul IT și faptul că cel puțin în IT femeile sunt destul de bine reprezentate. Cumva se vede și prin doamnele și domnișoarele care sunt împreună cu mine în această seară. În momentul în care am terminat facultatea, am primit invitația de a rămâne în departamentul de automatică. Eu am terminat calculatoare, dar invitația a venit de la automatică. Și într-un final am ales să rămân pentru că eu lucram în industrie și aveam vise mărețe de realizare în industrie, dar așa, din nou, la mine viața s-au aliniat cumva lucrurile și am acceptat invitația și acum, uitându-mă în spate, îmi dau seama că a fost cea mai bună alegere pe care puteam să o fac pentru că mă reprezintă și îmi place foarte mult să lucrez cu studenții și să fiu cadru didactic. Eu nu mă consider o cercetătoare, eu mă consider un pedagog și un cadru didactic. Asta îmi place mie să fac. În prezent sunt conferențiar în cadrul acestui departament și predau în general programare, iar și lucrez împreună cu studenții de licență și de master la pregătirea lucrării de finalizare a studiilor. Un moment important atunci când vrem să rămânem în învățământ este realizarea doctoratului, obținerea acestui titlu. L-am obținut la Universitatea Politehnică din Timișoara în inginerie biomedicală. Apropo, Diana, că parcursul meu n-a fost chiar așa direct înspre psihologie de la calculatoare, ci am mers și prin mecanică, pentru că ingineria biomedicală e la mecanică. Eu sunt doctor în mecanică și am făcut și am modelat și am realizat fizic o mână artificială. Asta am făcut la doctorat și o parte din cercetarea mea s-a orientat în jurul acestei idei, dar cumva ulterior au fost modificări foarte mari contextuale și în carieră și în viața personală și asta m-a făcut să fac schimbarea dinspre corp înspre minte, încât am ajuns la psihologie pe care am terminat-o în 2020. Acum, mie mi se pare că cel mai mare beneficiu pe care l-am avut, sau unul dintre cele mai mari beneficii pe care l-am avut, fiind studentă la o altă facultate sau studentă punct, a fost că am putut să simt pe pielea mea ce înseamnă să fii student în pandemie. Am avut ultimul semestru de școală din martie până în iunie și studentă și am văzut cât e de greu și am putut să înțeleg pe studenți ce înseamnă pentru ei să li se predea în online și să învețe și să comunice cu cadrele didactice în acest fel și asta m-a ajutat foarte mult pentru că exact când am terminat facultatea am devenit prodecan în septembrie 2020 al Facultății de Automatică și Calculatoare și am putut să înțeleg și am putut să cumva să influențez, cred eu, colegii mei din echipă să susținem ceea ce văd eu a fi comunitatea AC, adică cadre didactice și studenți care fac parte din această comunitate în acest travaliu educațional în online care a pus o presiune foarte mare pe noi din toate punctele de vedere și cred că au fost suficiente emisiuni pe tema asta ca să înțelegem cu toții că ne-a fost greu. Acum, ca să anticipez un pic răspunsul la întrebarea ta, Diana, vreau să zic că eu am ajuns în acest domeniu din cauza unui vis. Am visat să scriu, să fac jocuri, deși acum cumva încep să merg în direcția aia, pentru că schimbând traiectoria, m-am îndreptat spre un domeniu care se cheamă Affective Computing și care înseamnă identificarea stărilor emoționale pe baza interpretării expresiilor faciale și folosim pentru asta rețele neuronale și interpretări de prelucrare de imagini și cumva mă duc cumva și înspre gaming, ceea ce am visat eu acum de mult începe să se materializeze abia acum, la aproape 20 de ani de când am terminat Facultatea de Automatică și Calculatoare. Anul trecut s-a întâmplat asta și am rămas și am trecut de toate obstacolele pentru că am avut modele de femei puternice care au activat în acest domeniu și vreau să enumăr în această categorie
diriginta mea din generală, care a fost profesoară de matematică, profesoara de informatică despre care v-am povestit și coordonatoarea lucrării de doctorat, care m-a influențat cel mai tare să rămân în universitate. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Loredana, foarte interesant parcursul tău, așa ca multe dintre doamnele cu care am interacționat de-a lungul anilor. Din nou, crezi că acum ești la locul potrivit? Da, din toate punctele de vedere și în calitatea de cadru didactic, îmi place foarte mult să lucrez cu studenții. Mie îmi plac oamenii, că de-aia am și ajuns la psihologie, că îmi plac oamenii. Și în funcția aceasta de prodecan, care îmi permite și mai mult să ajut, pentru că asta cumva îmi place, să ajut oamenii și să văd că sunt mulțumiți și că obțin, cum le spun eu studenților, servicii de calitate la facultatea noastră. Mulțumesc foarte mult! Acum o invit alături de noi pe cea mai tânără dintre invitatele din această seară, pe Diana Poenaru, care este elevă în continuare, clasa 12-a, deci încă nu a terminat, așteaptă un an dificil încă în față, cu absolvire și cu admitere și cu tot, dar care are deja pasiuni puternice în zona bioinformatică, a lucrat diverse proiecte de voluntariat împreună în Biocoder Dojo, în Oncogen, în EducaTM. M-am mai intersectat așa cu Diana în aceste activități, să zicem, suplimentare. Diana, te rog să te prezint. Bună ziua! Sunt foarte onorată. Ascultându-i pe cei dinaintea mea, am văzut cât de multe lucruri au realizat celelalte femei de aici și mă simt foarte onorată că pot să vorbesc și eu despre ce am realizat, deși comparativ nu sunt niște realizări foarte mari, dar cred că am trecut prin mulți pași și multe proiecte în viață care chiar o să mă ajute să fiu o persoană mai bună, care să ajute poate toată omenirea în curând, pentru că aș vrea și eu să ajung în cercetare. Dar o să vedem, mai am foarte mult, mai am și un examen anul ăsta. Și dar aș vrea, în primul rând, să vorbesc despre Biocoder Dojo, pentru că acesta a fost, practic, începutul meu în cercetare. Am ajuns acolo în clasa 9, în timpul gimnaziului am suferit foarte mult pentru că tot timpul vreau să învăț mai mult, ne puneam mult mai multe întrebări la ore și tot timpul profesorii nu prea aveau răbdare cu mine, nu erau interesați să mă ajute, să-mi dea alte cărți, să mă îndrume, așa că a fost ca o gură de aer pentru mine când am auzit că se face Biocoder Dojo, de-abia intrasem la liceu, vreau să experimentez cât mai multe lucruri și a fost o experiență absolut minunată, pentru că ne întâlneam acolo în fiecare săptămână, lucram pe diverse proiecte, făceam diverse prezentări pe diverse teme legate și de biologie și de informatică. Nu trebuia să-ți alegi un singur domeniu și să rămâi pe acela. Era încurajată multidisciplinaritatea, ceea ce cred că e un lucru foarte util pentru lumea modernă. Și m-am simțit și mai onorată pentru că este un proiect unic. Am reușit foarte repede de la gradul de elev la Biocoder Dojo să ajung și eu la gradul de mentor. Țineam și eu prezentări, ajutam și eu copiii care veneau și chiar simt că a fost un lucru foarte important pentru mine. Cu toată munca asta n-a rămas nerăsplătită. Am alături de echipa noastră, care ne-am format din diversi copii de acolo, am reușit să ajungem la un concurs internațional la Moscova, am reușit să ajungem în Italia la Milano, la un alt concurs cu diverse proiecte. Primul concurs a fost cel din Rusia, a fost legat de tehnologia CRISPR, pentru care s-a luat premiul Nobel destul de recent și care acum face vâlvă la știri, în fiecare lună se descoperă ceva nou, ceva tratament pentru diverse boli și o tehnologie foarte pronunțătoare. Iar pentru concursul din Italia am creat un soft legat de biomedicină pentru administrația spitalelor. Am făcut și alte activități de voluntariat pentru că nu mi-a ajuns doar Biocoder Dojo. Alături de echipă am mai participat la diverse festivaluri promovând activitatea noastră, dar am fost și voluntar la Oncogen în timpul pandemiei, în vara din 2020, deci pot să zic că pandemia mi-a adus oportunitate pentru că am studiat genomul coronavirusului și am avut ocazia și să activez timp de un an și jumătate în cadrul Educate Me,
făcând, reparând calculatoare pentru copii care nu aveau aceleași posibilități ca și mine. Și am fost așa de bucuroasă pentru că am ajuns acolo, pentru că îmi lipsea foarte mult să pun mâna pe ceva, să repar eu, să învăț cum merge un calculator în sine, pentru că e foarte... Cumva pierzi foarte mult când te axezi doar pe software, în opinia mea. E mult mai, pentru că sunt mult mai interesante și mult mai ofertate în momentul în care înțelegi ce este în spate, cum funcționează un calculator, ce face fiecare componentă și chiar consider că e o chestie foarte importantă să încurajăm copiii să-și descopere pasiunile, să se implice în acțiuni de voluntariat și, în primul rând, să-și îmbunătățească comunitatea în care trăiesc. Diana, mulțumesc foarte mult! Într-adevăr, este un început de carieră. Diana este elevă foarte bună la liceul, un liceu de renume în Timișoara, Liceul Teoretic Grigore Moisil. Spun eu, fiindcă dacă nu a spus ea, am să spun eu. Și fiindcă aș vrea foarte mult să te întreb, știu că activitatea din Biocoder Dojo este pusă cu foarte multă pasiune, special de către Radu Ticiu, care îl menționez de două ori în seara asta deja, și care dorește, este un ambasador pentru zona aceasta de informatică, IT și acum și mai nou biologie combinat științele umane, fiindcă el de profesie medic, medic uman, deci, și pasiunea lui în informatică. Deci se întâmplă și la domn să mai fie aceste, să zicem, variațiuni. Ce-ți dorești cel mai mult să faci în viață? Să ajut oameni din jurul meu prin ceea ce creez cu ajutorul științei. Asta aș vrea cel mai mult. Tot timpul mi-au plăcut foarte multe lucruri de-a lungul timpului și chiar mi-ar plăcea dacă aș reuși să îmbin toate lucrurile care îmi plac și să creez ceva prin care să pot să ajut cât mai multă lume, mai ales pentru că m-am implicat așa de mult în domeniul bioinformaticii. Chiar sper la un moment dat să ajung să lucrez în domeniul acesta pentru că sunt atâtea probleme și diverse boli pentru care trebuie găsit ori un remediu, ori poate trebuie... Multe tehnici medicale ar putea fi îmbunătățite. Sunt așa de multe probleme care ar putea fi rezolvate și sper să ajung să le rezolv eu, măcar câte una, câte două. Să fiu și eu acolo o mică parte în progresul omenirii. Asta mi-am dorit de când eram mică și tot timpul eram... Wow, când se uitau părinții mei la documentare și mă gândeam, dar vreau și eu să ajung așa, vreau și poate și eu să fiu pomenită undeva și să se spună că am reușit și eu să fac puțin pentru cei din jurul meu. Asta mi-aș dori. Nu știu dacă pe voi v-a emoționat sau nu, dar pe mine m-a emoționat, deci recunosc că și-ți doresc din tot sufletul și știu că vei reuși, fiindcă ce facem cu pasiune întotdeauna ne iese și acolo unde avem pasiune ne iese. Sunt foarte multe întrebări deja în Q&A, în întrebări foarte interesante. O să pigulesc așa doar una și două răspunsuri înainte de a merge mai departe, că după doamna Neamțu Mihaela zice că după toate prezentările mi-a venit în minte întrebarea. Cum reușiți să îmbinați cariera cu viața de familie și cât de greu este să activați într-un mediu profesional preponderent masculin? Era așa o întrebare care o aveam eu pregătită, așa că o să-i răspundem pe scurt. Alina Răcătăiana i-a răspuns că cariera de viață și de cu familia este dificilă de îmbinat și că dar trebuie să ne lăsăm amprenta așa altundeva în afară de familie. Cine mai dorește să răspundă foarte pe scurt la această întrebare? Cât e de greu să combin pentru cele care avem, să zicem, această viață de familie? Dar cred că e valabil și pentru tinerele noastre care au prieteni, iubiți. Diana, o singură completare. Ca să poți să faci echilibru între carieră și viața de familie, de casă, hai să spunem așa, tot ce înseamnă casă, curte sau ce vreți voi în jurul apartamentului, al spațiului în care locuim acum, eu de vreo câțiva ani mă bazez foarte mult pe roboți. Doamnelor, vă sfătuiesc să dați frâu talentului dumneavoastră, inclusiv în casă, în viața privată, în ceea ce privește aplicațiile STEM. Am să fiu așa pe val. Primul meu cadou pe care mi l-am făcut când am terminat doctoratul a fost un robot de bucătărie.
care făcea singur niște salate, niște lucruri de astea, asta acum ca să dăm picanterie răspunsului. Și de atunci numărul de roboți la mine a crescut. Nu foarte mult, dar substanțial. Partenerul meu de viață a fost ușor neîncrezător în aceste aplicații, vreau să spun, dar văzând la lucru pe aceste mașinuțe, a fost surprins. Deci eu asta sfătuiesc. Secretul acestui echilibru stă în a avea aliați. Oamenii sunt ocupați cu viețile lor personale, dar roboții sunt liberi. Atrageți-i în gospodărie. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Anca. Într-adevăr, folosirea de tehnologie peste tot este la îndemâna noastră și cred că nu numai roboți în gospodărie, dar și în activitatea noastră sunt foarte multe aplicații care recunosc că și eu le folosesc ca să fac viața mai ușoară pe lângă roboții din casă, într-adevăr. Dacă mai dorește să răspund, aș vrea cineva dintre mai tinerele doamne și domnișoare zică cum își găsesc echilibru între școală, job, serviciu, pasiuni și viața personală. Diana, Anca? Cât se mai gândesc tinerele noastre colege cum să răspundă, aș răspunde eu cu un exemplu de așa nu. Este ceva ce le tot spun studenților în general, dar în mod special studentelor pe care le coordonez la licență, la dizertații, acolo unde sunt în comisii de îndrumare la doctorat. Învățați de la noi lucrurile bune, nu și lucrurile rele. A fi la locul de muncă în mod constant la această oră este unul din acele lucruri rele. Nu le învățați și pe ăsta. Mergeți acasă, luați-vă timp pentru voi. Ascultați sfatul doamnei Drăghici, e un sfat foarte, foarte bun. Și încercați să găsiți mai devreme echilibru, că la un moment dat, nu că e târziu, că niciodată nu e târziu pentru nimic, dar e păcat, tinerețea e scurtă și trece repede. Locul de muncă tot acolo e, nu fuge nicăieri. Trebuie rezolvate toate lucrurile care țin de carieră, însă e nevoie de viață. Ok, haideți să vedem totuși, Anca sau Diana, nu insist. O să preiau eu cuvântul atunci. Pot să mărturisesc că viața din timpul pandemiei e, să zicem, puțin mai ușoară din cauza home office-ului și a facultății online. Așa se pot organiza, se pot face mai multe lucruri secvențial, dar uneori și în același timp. E mult mai simplu așa. Nu am gustat încă viața de dinainte, când totul era fizic și trebuia să mergem într-o parte în alta a orașului. Da, este o problemă, într-adevăr, și știu că aproape cred că toți studenții de la master cu care am ore academice se roagă puternic să nu se întoarcă decât pentru câteva ore de laborator fizic din același motiv pentru a scurta timpul de pandemie. Eu m-am bucurat că unii dintre ei au venit fiindcă au vrut să se joace cu niște echipamente, să zice așa, de realitate virtuală și dacă sunt tentații în laboratoare, vin și studenții de la master. Diana, cum e pentru tine să îți împarți toate pasiunile și cu școala și acum cu învățatul pentru admitere și pentru bacalaureat? Sincer, îmi pare foarte rău că a trebuit să renunț la destul de multe din activitățile pe care desfășuram înainte pentru că anul ăsta am de pregătit foarte multe examene. O să dau admiterea la medicină, o să dau și bacul și e mult de învățat, ăsta e realitatea, dar de-abia aștept să mă reimplic în toate chestiile să le iau de la... Nu neapărat să le iau de la capăt, dar de ce nu poate să mă implic să creez proiecte noi? Și pot să zic că în școală unii profesori m-au încurajat, alții mi-au zis că de ce nu înveți la școală, de ce vrei educație non-formală când, uite, poți să ajungi la olimpiadă, poți să înveți de aici până aici, să iei zici la toate materiile. Nu, am vrut mai mult, am vrut să mă testez pe mine și cred că depinde, contează foarte mult ce profesori ai. Asta mi se pare că e foarte important.
Așa este. Următoarea întrebare care am așa și care vine tot din CETA, doamnei Ramona Humeniuc, este că succesul este o stare care se atinge și se păstrează prin profesionalism, implicare, muncă, sacrificiu adeseori. Pentru invitatele dumneavoastră, cine dorește să răspundă? Ce puncte tari, slabe credeți că are în plus o femeie de succes în STEM față de un bărbat de succes? Cine vrea să răspundă? Loredana? Alina? Eu acum scriam mesajul, dar pot să-l citesc. Da, ca puncte tari, cred că, mai ales în poziții de conducere, femeile pot să aibă o afinitate mai mare către angajați, către latura lor umană, cât să meargă în a dezvolta, adică acolo să-și pună amprenta în a crește echipe, în a dezvolta oameni, în a îndruma oameni. Vorbesc doar din punct de vedere al industriei în care lucrez și a posturilor de conducere în care sunt femei. Și a fi mai atenți la ce li se întâmplă oamenilor, cât să reușești să schimbi ca manager sau să ajuți, să-l ajuți să aibă o viață ușoară la locul de muncă și o viață frumoasă la locul de muncă. Ca și punct slab, cred că pentru mine, cel puțin ce percep, este că și acasă mama este cea mai importantă când sunt copii mici și atunci este un mare conflict așa de interese, să zic, că trebuie să dai tot la lucru, trebuie să dai tot acasă, adică acasă ești așteptat că ești odihnit, că nu ai avut o zi grea, că ești, că trebuie să fii acolo și devreme. Ceea ce... Loredana, aceeași întrebare și pentru tine. Nu cred că puteam să dau un răspuns mai bun ca Alina, adică cumva așa văd și eu lucrurile. Cred că o soluție ar fi să știm, să învățăm de timpuriu, apropo și de întrebarea de mai înainte, să ne punem limite și să spunem eu sunt de aici și până aici și mai departe să mai fie și alții, nu doar eu. Și ceea ce spunea Alina mai înainte, am observat eu de când sunt prodecan că asta domnul decan are obiceiul să zică că eu umanizez discuțiile și că le fac, nu știu, le mai îndulcesc, le fac să fie mai umane. Da, cumva femeile se uită, știu să asculte și se uită și la alte lucruri decât bărbații, care mie mi se par că sunt foarte competitivi și uneori intră destul de ușor în conflict din acest motiv. Și de-aia e bine să fie și femei și bărbați, ca să se completeze unii pe alții. Da. Ținta în Uniunea Europeană este 50-50% în domeniul de tehnologie, de STEM, femei și bărbați. În România suntem la ora actuală, după datele oficiale, la 29%, un procent foarte mare. Suntem în top 5 din Uniunea Europeană din acest punct de vedere, iar din punct de vedere educațional, peste 39% din tinere ajung să studieze STEM. Multe dintre ele, de obicei sau de multe ori, ajung să mai lucreze și în resurse umane și în vânzări, având, să zicem, abilități bune de comunicare și de empatie și de a prezenta lucrurile. Da, să completez ceva, dacă îmi permiți, apropo de psihologie și de acest domeniu STEM, s-a observat prin foarte multe studii că femeile nu vin înspre acest domeniu din două motive. Unul este că există această diferență de roluri care se induce încă de mici, în care femeile trebuie să se ducă într-o direcție și bărbații se duc în alta. Și poate că și ăsta este motivul pentru care suntem atât de diferiți la locul de muncă, pentru că nu înțelegem că ar trebui să fim cumva egali și să nu există diferență de gen în rolurile astea. Și că și bărbatul poate să aibă grijă de copii, apropo, și femeia poate să fie șef la lucru. Adică, și sunt foarte buni și împreună pot să facă lucrurile, dar eu am observat că generațiile tinere nu mai iau chiar așa de mare această problemă, cum avem noi de la o anumită vârstă în sus, unde lucrurile sunt destul de categorice, că așa am fost crescuți și am fost modelați de mediul în care am trăit, dar observ la colegii mei mai tineri din ligă că ei nu mai au aceste probleme. Pentru ei e ok să fie și o femeie project manager și să le spună ce să facă și nu e absolut nicio problemă.
Da, așa este. Dacă vrea cineva să mai completeze din punct de vedere de lider, fiindcă la lideri în România și în Uniunea Europeană, femeile stau cel mai prost, să zicem așa. Într-adevăr, de exemplu, în România, în poziții de conducere, și nu vorbim de domenii STEM, ci în toate domeniile, doar 12% din pozițiile de conducere din România în industrie și în educație sunt în zona de STEM. Și este o tendință pe care chiar și politehnică, să ajungem la 50-50%, ar fi lucru cel mai normal, poate cu tărie. Cine vrea să spună de ce e atât de greu pentru o femeie să ajungă lider și să își păstreze acea poziție de lider? Ana Maria, te rog. Dacă îmi permiteți, dar nu știu dacă neapărat este greu de ajuns. Cred că este mai greu de convins și sper într-adevăr că tânăra generație să fie mai ușor de convins că nu este nicio problemă să încerci. Foarte puține din colegele mele, și spun acum colege într-o marjă mai largă de vârstă, urmăresc poziții de conducere. În general sunt mai degrabă împinse în aceste poziții de conjunctură, de calități naturale de lider, însă foarte, foarte puține candidează efectiv pentru o astfel de poziție. Este o discuție pe care am mai avut-o cu câteva colege din departament și este într-un fel foarte, foarte straniu. Și aici mă pot da din nou pe mine ca exemplu. În timpul facultății am fost șefă de serie, dar nu pentru că am vrut eu, ci pentru că m-au ales băieții, că numai eu mergeam la secretariat. E așa o situație puțin ciudată. Și pe de altă parte, referitor la limite, că trebuie să ne punem limite, aș vedea ca un punct tare și un punct slab și la modul general în STEM, dar cu atât mai mult în poziții de lider, faptul că, într-adevăr, din copilărie și cred că chiar și de la natură, într-un fel, noi suntem create, cum se spunea pe vremuri, multilateral dezvoltate. Suntem obișnuite să facem multe lucruri în același timp, să ne gândim, adică facem ceva, dar mintea noastră este un pic în altă parte și un pic și în altă parte. Și atâta timp cât nu exagerăm cu acest lucru și punem o limită, este un punct foarte tare. Însă poate deveni o slăbiciune, pentru că ne putem împrăștia în prea multe lucruri. Așa este, pot să completez aici, să zicem, tot așa din cercetări. Am avut câteva proiecte, am și scris, să zicem, lucrări din punctul de vedere al impactului liderului ca și femeie în zona de știință și de inginerie. De cele mai multe ori, exact cum ai spus tu, Ana Maria, femeile nu-și cer poziția și nu-și o recunosc. Este o statistică foarte clară că de obicei și în CV-uri și în ceea ce fac sau în aptitudini și în competențe, femeile nu spun decât 50-70% din ceea ce chiar pot să facă, iar bărbații de obicei puțin mai mult decât din aptitudini și din competențe. Eu, de exemplu, așa și nu ca să mă laud, dar tot fiindcă vorbim de IEEE, anul trecut am primit o foarte mare onoare și bucurie premiul IEEE de Leader Achievement a Asociației IEEE Education la nivel global și nu m-aș fi gândit niciodată la acest lucru dacă n-ar fi fost profesorul Paul Zvasta de la Politehnica din București și profesoara Elena Helerea, care au împreună cu profesorul Cristian Gheabohaza de la Universitatea din Iași au făcut-o. Pentru mine a fost așa o mare surpriză de nu mi-a venit să cred și poate și din cauza asta foarte rar am și spus-o, să zicem, public sau ceva de genul acesta, fiindcă în continuare ne este greu să ne asumăm, să zicem, meritele sau atribuțiile într-un anumit domeniu. Mă duc la următoarea întrebare și aici merg spre Anca Drăghici ca să facem deosebire între cele două, care este un mentor. Ce poți să faci pentru a mentora noile generații, a le încuraja să urmeze o carieră în STEM, a face educație în STEM, dar și a rămâne într-o carieră în STEM? Da, e foarte complicat, complex și cred că trebuie să ai și un pic de talent. Cred că întrebarea mi se potrivește 100%, pentru că eu personal nu am copii, am roboți.
Și am o sumedenie de alți colegi tineri și pasionați de subiectele pe care le deschidem în discuțiile de la cursuri și nu numai pe lângă mine. Adică sunt un follower sau cum să spun, îmi găsesc urmași în sensul de follow, da? Cel mai important lucru este să discern sau să cunoști, să conștientizezi că noi trăim în sisteme XYZ diferite. Deci ceea ce e bun pentru mine nu o să fie niciodată bun pentru un tânăr, o tânără, de la licență, de la master, de la doctorat. În momentul în care conștientizezi diferențele, poți să explici și să sprijini. Asta este, dezvolt. Deci aici, dacă încep să întreb cât câștigi sau chestii de genul ăsta, ești gata, ești terminat. Deci poți să încep să lucrezi, să sprijini, să fii persuasiv. Pentru că la noi darul vorbirii și a pushing-ului ăsta, care este mană cerească, Asta este arma noastră. Femeile, prin excelență, posedă această armă extraordinară și o stăpânesc de mici, cum să spun, nu e un punctare la noi treaba asta. Și atunci poți să oferi alternative și să lași pe cel de lângă tine să aleagă calea. Deci a fi mentor înseamnă să-l inspiri, să dai și din sufletul tău câte ceva, adică din viața ta particulară, sigur, uite, eu fac așa sau fac altfel, sau lucruri simple de zi cu zi, și apoi să poți să construiești și să oferi oportunități, fără să te simtă ca pe un cel de lângă tine, tânărul pe care îl inspiri, fără să simtă că chiar îl iei de mână și îl împingi pe un drum. Să-l lași să vină de la el, de să-i arăți, să-i deschizi ușa, să-l inviți într-o lume și pe urmă să lași pe el sau pe ea să facă pasul. E foarte interesant, acest mod de a te manifesta. Am fost foarte atentă la Ana Maria când spunea că da, nu mergem nici la muzeu, mergem la conferințe și noi stăm și discutăm și savurăm momentele de a fi împreună și de a ne împărtăși tehnicile acestea persuasive. Nimeni nu recunoaște, dar de fapt asta facem. Muzeul pot vedea și în concediu, pot vedea și online, acum trăiască tehnologia, dar oamenii și vibe-ul lor, că acum sunt niște termeni care mi-am însușit și eu altfel, nu mai ești compatibil la cursurile astea. Deci, pericolul. Ați înțeles care e punctul tare? Persuasiunea, dar pericolul pentru mine, eu acum așa spun, este că în următorii ani, deci am ajuns la un palier de carieră, în următorii ani urmează să-mi pregătesc ieșirea de pe scena aceasta și trebuie să fie un lucru care se întâmple decent. Pentru că, iarăși, avem în jurul nostru tot felul de exemple, tot felul de finaluri de carieră interesante, sigur, fiecare cu apetitul pentru un anumit spectacol al vieții oferit, dar transformările, digitalizarea aceasta rapidă, accelerată, care a fost acum în ultimii 2 ani și care va urma, ne obligă, chiar și pe acești baby boomer, eu acolo sunt, să învățăm și să ne dezvoltăm, să nu ne fie rușine când nu știm ceva, să întrebăm. Deci, sper ca și tinerii să înțeleagă afinitatea și, cum să spun, să realizeze că numai împreună și ajutându-ne să înțelegem acest spațiu abstract al XYZ, da, pe care îl avem fiecare, deci înțelegând acest abstract, vom putea împreună să biruim. Mulțumesc de întrebare, foarte interesantă. Mulțumesc foarte mult, Anca. Într-adevăr, eu rețin deschiderea de uși, prezentarea de oportunități și cred cu tărie în asta, dar mai ales, cum ai spus tu, comunitatea, apartenența la această comunitate și cred că e și motivul pentru care mai tinerele noastre, Anca, Ioana și cu Diana, doresc să facă aceste. Diana s-a dus spre o comunitate de educație non-formală,
Anca își dorește să urmeze și o carieră în doctorat, deci să facă cât se poate de mult parte din această comunitate. Fiindcă, dacă vreți să ziceți ceva, Anca sau Diana, că am văzut că... Dacă nu, să merg mai departe, fiindcă și am să citesc mai întâi un comentariu din Q&A care îmi place, îl voi citi, de la doamna Gabriela Strafalogia, că doamnelor, pentru mine noi toate suntem, noi toate, și vă rog să menționați acest lucru, noi toți și toate, nu doar cei care suntem aici, noi cei care suntem aici suntem așa, niște exponenți temporali ai acestor, să zicem, idei de succes într-un fel, suntem niște amazoane. Noi suntem the best. Cu siguranță o femeie poate face orice. Suntem luptătoare, ucenice, mame, tată, conducătoare, iubite, amante, medici, astronauți, orice. Ne reprezentăm mintea, inima și sufletul. Și într-adevăr, și le mulțumesc foarte mult tuturor domnilor care sunt astăzi prezenți aici și care ne-au transmis atâtea mesaje de mulțumiri și de că sunt foarte interesante aceste prezentări, de felicitări și de inspirație pentru noi. Am vorbit și despre lucruri bune și despre lucruri rele. Vreau să ne apropiem spre final, deja am cam depășit un piculeț timpul pe care mă gândeam că îl vom avea și întrebarea pe care o am este care a fost cel mai dificil moment? Când ați vrut să renunțați? Începem cu cine dorește. Să nu zicem că spun eu. Loredana. Da, o să încep eu dacă nu îndrăznește nimeni. Așa e un online. Toată lumea stă în expectativă și nu vorbește nimeni până sparge cineva gheața. Pentru mine cel mai dificil moment a fost în facultate. În sesiunea din anul 2, în sesiunea din vară, am vrut să mă las de școală. Și am avut atunci ceva ce acum înțeleg printr-o cădere psihică, efectiv putut să învăț. Și ceea ce m-a ajutat să trec, apropo de ce am zis, că întotdeauna am reușit să-mi găsesc resurse care să mă susțină și să mă ducă mai departe, au fost colegele mele din camera de cămin, care au fost lângă mine și m-au susținut și au zis, lasă că și în toamnă este timp, nu dispera. Și așa am făcut. Vara a fost un sfetnic bun, m-am dus în toamnă și după aia a fost totul foarte bine. Atunci a fost așa un complex de evenimente care m-a pus într-o situație din aia de, oare de ce fac eu asta, cum am zis. Dar când am reușit să trec, am găsit și răspunsul. Foarte bun exemplul și că, de fapt, ne trebuie un pic de timp și echipa de susținere, cei care sunt alături de noi. Cine vrea să urmeze? Anca, te rog. Nu neapărat să renunț. Deci, de renunțat, nu renunț așa ușor. Meseria ți-o alegi pe viață, bărbați, mai poți să alegi și a doua oară, poate, așa cum am făcut și eu. Dar ideea este dacă cumva trebuie să schimbi și sfatul meu e să aveți curajul să schimbați, tot timpul să schimbați, să vă înnoiți, să vă schimbați. Când am venit la Timișoara și trebuia să dau concurs ca să acced la un post didactic în Politehnică, nu mi se cam arătau lucrurile și... Am spus, atunci o să mă duc într-o multinațională, o să lucrez sau într-o fabrică, am mai lucrat, nu e nicio problemă, pot să mă adaptez. Știu inginerie și o să învăț și o să pot să fac față. Totdeauna am avut o soluție de backup, adică încă un job, încă o meserie. Ca student am învățat secretariat și să bat la mașină și ca tânăr asistent și șef lucrări am lucrat la o editură voluntar și am învățat să scriu cărți. Am zis că îmi trebuie mie chestia asta și să știu. Deci știam și la calculator deja să lucrez, să culeg cărți, să pun în format, deci mai aveam un job. Dacă ceva nu mergea bine sau se restructura sau știți că au fost probleme astea, tranziția a fost cu restructurări masive. Și atunci, deci în momentul ăla când nu mi se arătau, nu mi se alăniau planetele, cum a spus Loredana aici, până la urmă s-au aliniat și am dat peste o doamnă extraordinar de puternică care a zis, nu domnule, locul tău e aici, doamna profesor Izberceanu și asta a fost, cred că m-a marcat pe urmă toată cariera, pentru că am avut ocazia să o cunosc, să văd care este strategia de dezvoltare și tot și așa am putut după aia să construiesc. Dar nu a fost, niciodată n-am renunțat la vis, nu.
și în Sahara, dacă trebuia să practic ingineria, și acolo găseam ceva de meșterit. Exact cum spunea Diana Poenaru sau cine a zis, trebuie să meșteresc, să pun eu mâna, să se întâmple ceva. Da, nu, de renunțat nu, este modus vivendi. Mulțumesc! Mulțumesc că, într-adevăr, a doua șansă, cred cu tărie în ea, și în educație și în toate aspectele, și mentoratul. Alina! Da, am vrut să renunț când am schimbat firma și job-ul, practic. Am trecut pe testare de sistem și aveam o ședință cu americani, englezi, americani care vorbeau foarte repede englez, care vorbeau cu un accent îngrozitor. Eu vorbisem numai cu francezi, cu engleza lor specială, să zic, în continental, și am trecut cu aici, cu oamenii ăștia. Și trebuia să țin meeting minutes-ul de ședință, tehnic, era oricum o chestie nouă pe care trebuia să o învăț și teoretic ce o stăpâneam, dar eu numai ce schimbasem și nu stăpâneam nimic, nu aveam treabă. Și cred că am înțeles atunci 30% din ce au vorbit și pe lângă asta trebuia să și trimit și să fac, să updatez niște documente tehnice foarte complicate pentru ce înțelegeam eu atunci. Atunci a fost momentul în care am zis ce caut aici și cine m-a pus, adică ce altă treabă nu aveam. A fost un stres fantastic ăla, dar... Am mers. Și mi-amintesc și unde stăteam la sala de ședințe, tot îmi amintesc despre ședința aia a fost ceva din altă lume. Momentul unic în care ți-ai dat seama că trebuie să continui să înveți. Da, trebuie să învăț mai bine engleză și să văd ce trebuie să fac eu aici, de fapt, pe jobul ăsta nou. Ana, da. Maria, te rog. Așa. De renunțat, nu. Recunosc că n-am avut niciun moment în care m-am gândit să renunț. Au fost momente, poate nu neapărat foarte fericite, și trei momente, aș spune, definitorii. Când am ajuns acasă și am spus unei familii în care nici până în ziua de azi nu există alt inginer, că vreau să dau nu doar la politehnică, dar la electrotehnică, și toată lumea s-a uitat la mine și foarte ciudat. Și am avut un moment de... Poate sunt eu nebună. A fost momentul în care am crezut că nu se mai termină niciodată stagiul la doctorat. Intrasem în acea zonă în care scriam și rescriam și mă mai gândeam și mai publicam ceva și trebuia integrat și mai apăreau câteva referințe care trebuiau renumerotate și în cercul acesta vicios din care parcă nu mai ieșam. Și la vremea respectivă, cei din aceeași generație poate își aduc aminte, în mod special dacă erai încadrat în universitate, n-aveai neapărat un termen. Acum există acest termen destul de strâns, trebuie să termini. Dar nu, e terminat, ne-a lăsat, când terminați voi cândva? Și apoi a mai fost un moment de, Doamne, în ce m-am băgat, undeva după 2-3 săptămâni după ce am acceptat funcția de prodecan. Când pe lângă toate lucrurile pe care le făceam oricum, coordonat de lucrări, ținut de cursuri, cercetare, voluntariat și așa mai departe, a fost și foarte, foarte multă administrație. Știam că urmează multă administrație, am luat decizia cu ochii deschiși, însă parcă alea câteva săptămâni am și nimerit exact la început de an universitar, a fost un șoc. Dar nu, de renunțat niciodată. Așa este și întotdeauna trebuie să găsim balanța. Recunosc că și eu sunt pe aceeași poziție. Partea asta administrativă aș vrea să o văd cât mai departe de mine, constant și continuu. Dar asta e viața. Trebuie să facem în viață nu toate lucrurile care ne plac. Anca, Ioana. Da, din nou și eu spune că nu e tocmai momentul în care am vrut să renunț, dar cel mai întunecat moment recent din viața mea a fost înainte de predarea lucrării de licență, de fapt în timpul în care o scriam, și pentru lucrarea mea de licență a trebuit să antrenez niște rețele neuronale cu resurse, să zicem, limitate. Aveam doar calculatorul personal, laptopul personal.
pe care îmi și antrenam rețelele și îmi și scriam lucrarea de licență. Și într-o noapte s-a hotărât, lucra non-stop, zile în șir, calculatorul meu nu se oprea. Și într-o noapte a hotărât să scoată niște sunete foarte dubioase, adică ventilatorul meu și tot de acolo era supra-solicitat. Și atunci am avut o, să zicem, o cădere nervoasă în care nu mai voiam să continui, nu știam ce o să fie, nu voiam să fie superficială munca mea, pentru că sunt și eu perfecționistă de altfel și în stadiu de defect. Dar până la urmă nu m-am ridicat singură pe picioare, m-a susținut și prietenul meu și prietenii mei și am ajuns aici unde sunt acum. Așa este și într-adevăr cred cu tărie că momentele astea în care tehnologia te lasă sunt cele mai grele și toate de aici am trecut prin ele. Deci să știi că se vor mai întâmpla în carieră, nu e primul și nici ultimul și trebuie tot timpul să ne gândim să avem soluții de backup. Deci așa cum vorbim despre a doua șansă care le acordăm oamenilor, trebuie să avem o a doua soluție și din punct de vedere de tehnologie. Diana, pentru tine e greu să te întrebăm când a fost momentul în care ai fi vrut să renunți, încă tu ești doar la început de drum, așa că pentru tine am o altă întrebare cheie, așa. Ce te-ar determina cel mai mult să nu cedezi? Știu că vrei să faci facultate de medicină, tot științe în Timișoara, dar să nu cedezi și să le îmbini cu tehnologia, ceea ce faci și acum. Ca să înțeleg mai bine întrebarea, factorul care m-a determinat emoțional sau intelectual să... Alege tu, oricare, pot să fie amândouă. Intelectual, ca să spun așa, de când eram mic am aspirat să fac știință, să fac cercetare, pentru că, din nou, părinții mei se uitau la documentare și de când eram în grădiniță îi puneam să citească subtitrările ca să înțeleg și eu și eram tot timpul foarte interesată. M-am uitat la ei și încă vreau să ajung ca și ei. Și aspir să realizez câte lucruri au realizat ei, dar emoțional pe mine m-au ținut foarte mult prietenii. Ei tot timpul mi-au zis, și eram foarte perfecționistă, tot timpul eram nemulțumită de ceva și în prezent tot timpul găsesc să fiu nemulțumită, că puteam să fac mai bine, de ce n-am făcut asta? Și tot timpul prietenii mei spun, lasă, ai realizat atâtea, o să fie bine. Mă panichez foarte repede, este un defect al meu, dar mă ajută foarte mult să am prieteni care chiar îmi... Orice tâmpenie îmi spun, ei mă susțin și îmi suportă tot când mă plâng de orice detaliu, cât de mic. Da, comunitatea și cei din jurul nostru, grupul de suport, cum îi se zice așa, în literatura de specialitate, contează pentru noi toți și toate. Deci sunt convinsă că contează de multe ori o altă butadă foarte veche este că spatele fiecărui bărbat de succes este o femeie puternică și cred cu tărie de multe ori în acest lucru și cred că trebuie să ne învățăm cu aceasta. Fiindcă putem să discutăm până mâine dimineață, aș vrea să ne apropiem de final și întotdeauna la final îi rog pe invitați să spună într-un singur cuvânt ce își doresc sau cum își văd viitorul. Poate să zicem viitorul apropiat, nu neapărat cel mai îndepărtat. Un singur cuvânt. Cine începe? Ana Maria. Vă iau în aceeași ordine în care v-am prezentat. Un singur cuvânt? Nu știu. Ar trebui să fie abilitare. Bun. Corect. Anca. Creativ și inspirațional. Deci să meargă mână în mână chestiile astea. Așa este. Anca Ioana. Fericit. Alina. Echilibrat. Loredana. Energie. Diana. Început. Vă doresc tuturor un început, tuturor doamnelor și domnilor și din această seară, un început cât mai creativ, cu cât mai mult suflet, cu cât mai multă încredere și abilitate și să fiți aproape de noi toți. Webinarele construim împreună continuă,
vor fi în fiecare săptămână pentru o perioadă. Săptămâna viitoare, așa cum spuneam, vom avea o ediție foarte interesantă care va fi destinată unui subiect foarte fierbinte la ora actuală în domeniul tehnologiilor, blockchain, dar vom vorbi nu despre Bitcoin sau despre monede, ci despre cum se folosește blockchain-ul în educație și despre un proiect inovator în care Politehnica din Timișoara este partener împreună cu EFIS-CDI, EPSI, European Blockchain System, Infrastructure, în care se dezvoltă, de fapt, infrastructura de sistem blockchain pentru sistemul educațional în România și în care, așa cum am spus, vom testa și veți vedea cum arată o diplomă, diploma lui Anca Dărăbuț, eliberată în sistem blockchain și validată de universități din Europa și de către comunitatea europeană. Vă așteptăm și miercurea viitoare, în 23 februarie, tot la ora 18. Mulțumesc foarte mult doamnelor, domnișoarelor, domnilor, atâtea mesaje de felicitări și de mulțumiri câte am primit în chat și în Q&A. Nu țin minte să vi primit vreodată, ceea ce ne arată că suntem apreciate. Eu vă apreciez foarte mult pe toate și vă doresc mult succes în continuare și mult succes tuturor celor care ne urmăriți acum. Multă sănătate și numai bine. La revedere și o seară frumoasă. Construim împreună. Mulțumesc frumos de invitație. O seară bună tuturor. Sănătate multă. We'll be right back.